În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Iisus, fiind cu cenicii și străbătând Ierusalimul, zări un orb cerșind pe uliți, iar unul întrebă pe Domnul: Doamne, cine a păcătuit că s-a născut acest orb? El însuși părinții au greșit și acum plătesc văzându-l orb. Vă spun că n-a păcătuit nici el, dar nici părinții lui, ci s-a născut așa orbit doar prin voința Domnului, ca să se vadă acum în el lucrările lui Dumnezeu, cât este ziua, eu lucrez lucrările tatălui meu, căci vine noaptea și în curând nimeni nu poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt ce sunt, lumina ei s-o lumineze. Zicând aceasta, el scuipă și praful deveni o tină. Cea sale mâini o modela și unse orbul spre lumină. Du-te acum și spală-ți ochii în scăldătoarea Siloam. Ce tălmăcit, trimis înseamnă, iar orbul împlini de-ndat. Facem-ți loc, sunt-ori cu minte, lăsați-mi la șung de grabă, la scăldătoare, că-și fierbinte, e tina, să mă spăl în grabă. Te arde tină, zici neneie, atunci de ce tu i-ai permis acelui om pe ochi să-ți dee cu glodul cel din drum cules? Și dacă după ce te speli, tot orb rămâi, nu ți-e rușine de tot ce acum în tine speri, văzând că tot orbiști străine? Lăsați-l, bietul om, să meargă, dă mâna încoace, te duc eu, că cel ce t-a mânțat îta face lucrările lui Dumnezeu. Dar orbul nici n-asculta gloata, apucă mâna ce se întinde și pleacă spre a vederi apă și râsul lumii nu-l atinge. Ajuns acolo, puse mâna în scăldătoarea și luă apă, spălându-se să ia lumina ce ochiul cu vederea d-apă. Văd în sfârșit ce apa, mâna, te văd drumete și pe tine, văd ce strada, ce lumina, vederea este ceva bine. Văd bine acum, văd bine acum, slăvit să fie cel veșnic, viu și mare. Vecinii lui și cunoscuții își puneau semne de întrebare. Ești tu cel ce cerșea mulțime, că nu vedea ca să muncească? Cum vezi acum că eu știu bine că era ior mâncând din fașă? Nu este el, ci doar îi seamănă, o fi un om ca și care, nu s-a mai auzit vreodată să vadă orbul din răscare. Eu pe tine te-am ajutat cu bănuți din când în când. Era ior, cum de acum vezi? Să ne înșeli, ai tu de gând. Sunt eu acela ce cerșea. Și ochii cum ți s-au deschis, când însăși mama ta zicea că era iorb, încă de mic. Omul acela, căruia Iisus îi se zice prin mulțime, a făcut tină și cu ea îmi se ochii spre lumină. Mi-a spus apoi să mă duc să mă spăl în scăldătoarea Siloam. I-am făcut-o și acum văd, dar știu că dat orb eram. Unde e acum omul acela? Să-mi spună el, chiar acum, că de la el ai tu vederea. Să-l duce îndal la farisei să-l cerceteze. Cum de vede? Cu școale-s toți? Poate că ei pot casul lui să-l lumineze. Fusese o zi de sabat când Domnul vindecase orbul și fariseii au cercetat să vadă cum de vede omul. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. O Doamne, Dumnezeul luminii și al puterii, Tu ai făcut lumina în ziua cea din tâi, iar soarele și luna în ziua cea de-a patra, să arăți că dau ele
lumina ce-o dai tu. De aici, acele corpuri se văd strălucitoare, iar de acolo, pământul se vede strălucind. În sine fiecare e fără strălucire. Păruta strălucire le-o dai tu tuturor. O, nu-i la fel din una din creaturi lumina? Lumina lor din tine-i slăvite, Creator. Tu o trimiți prin spații asupra tuturora. Ele o reflectă numai, dar tu le-o dăruiești. O, de-am putea asemeni lumina ta primind-o, s-o dăm și noi la alții, cu dragoste mereu, și să-i privim pe alții mereu în strălucire și întunecați pe nimeni decât pe singuri noi, și să-i privim pe alții mereu în strălucire și întunecați pe nimeni decât pe singuri noi. Amin. Slăviți să fie Domnul. Fusese o zi de sabat când Domnul vindecase orbul și fariseii au cercetat să vadă cum devede omul. Orb, tu erai? Cum de acum vezi? Cum de ți-a căpătat vederea? Vrem adevărul, precum vezi, vrem să grăbim audierea. Și încă o dată povesti și lor aceleași lucruri pe care vecinilor lui le rosti după mirata vindecare. Mi-a pus o tină peste ochi și m-a spălat de acea tină. Acum văd bine ca miei ochi, am sfârșit în ei lumină. Omul acesta nu vine nici de cum de la Dumnezeu, pentru că el sabat nu ține, deci legea o încalcă greu. Tu zici că nu vine de sus, dar cine poate să semne să facă ca acest Iisus? Ce poate cea să se însemne? Dar tu, ce-ai vindecat de el, ce zici tu despre el, că este? Eu zic că e preroc acela ce face așa minuni. Da, iese. Vă spun o vorbă. Dacă minte că el a fost orb din scară, să credem în așa cuvinte că orbul are vindecare? Și eu cred asta. E o minciună. Să ducem dar la lapidare. Că Hule a început să spună. Așa minciuni nu au scăpare. Mai bine îi întrebăm părinții să nu facem omor degeaba. Nu mint în fața juluinței și aflăm cu toții cum stă treaba. Gărzi, aduceți acum părinții, să auzim și de la ei, altfel noi eșuăm dreptății, de noi audiem întâi. Acesta este fiul vostru, de care spuneați că este orb, cum vede acum, cine a dat lui vindecare? Temându-se de ce au să spună, să nu-i supere pe iudei, ca nu cumva din sinagogă să nu-i scoată ca mișei, părinții au răspuns îndată, ca niște diplomați ochiți, să facă pacea între gloată și fiul ce-l credeau sfârșit. Știm că acesta este fiul nostru, că s-a născut orb. Pot să vă zic, dar cum vede acum dânsul și cine ochii a deschis, nu știm. Dar întrebați, iată, este în vârstă, va răspunde. El singur poate să socoată ce doar de el acum depinde. Crezând totuși că e orb din naștere, atunci chiar este cu putința minunea să fi făcut Galileanu prin credință? Imposibil, are demoni, de aceea face așa minuni. Să-l cercetăm iarăși pe om, să-l mai interogăm, rabin. Dă slava, besărmane, lui Dumnezeu, de vezi, noi știm omul pe care tu, proroc, îl crezi. E păcătos că, iată, sabatul a spurcat și legea e călcată, așa te-a vindecat. De păcătos? Nu, eu nu știu, voi cunoașteți mai mult, ce sigur însă știu că orb eram de mult. Și acum eu văd bine, cum să-l hulesc acum, când văd atât cât bine mi-a făptuit rabini. Mai spune-ne odată, cum tot s-a întâmplat, ce a făcut îndată când în drum te-a aflat?
Acum 2 minute tot v-am povestit, dar n-ați luat aminte. Vreți iar să spun grăbit? Doar nu vreți să vă faceți și voi ca cenici, dacă într-un an încerc să zic de el aici. Mai bine ar fi să taci, aici nu-i loc de glume, ucenicul lui tu să te faci, noi îl urmăm pe Moise. Știm că Dumnezeul Sfânt lui Moise i-a vorbit ades, dar acest pretins profet nu știm cine l-a ales. Aici este mirarea că vă nu știți de fel și totuși am vederea, mi-a dăruit-o el. De când e lumea asta mare, nici când nu s-a auzit, de asemenea minune nimeni n-a făptuit. Unui orb născut așa, să dai asta vedere, fără Dumnezeu n-ai putea, să împlinești n-ai putere. Tu ești născut cu totul în păcat și vei să ne veți, nouă, ce legea studiat, ne vorbești de profeți? Afar cu el, acum, gărzii, n-are un strop de rușine, trântiți-l de grabă pe străzi să se învețe minte. Auzi tu ce șetorul, făcea teologie cu cei ce țin sabatul, ca în lege, nu pe glie. Și totuși n-a spus rău ce-a vorbit cu ei, căci bunul Dumnezeu n-ascultă de mișei. De ce să nu-l crezi? Iată că orba a fost de fel, când treaba e confirmată de părinți, chiar de el. E greu să crezi asemeni minuni de necrezut, că doar printre semeni așa nu s-a văzut. Or, poți fi și atunci când nu vrei accepta ce este evident și chiar în fața ta. Mai orb îmi par aici acest învățător, ce n-acceptă minunea și-s atât știutor. Hei, uite-l pe preorocul ce ochii i-a deschis, mai bine-i spun de omul ce afară l-a împins. Rabuni, știi că omul pe care l-ai vindecat i-a aruncat în stradă bagiocorit scuipat? Iar farisei în greabă l-au și interogat să vadă, să înțeleagă cum de e vindecat. Nu l-au crezut ce spune, că ești proroc de sus venit și cu toți în spume deondată l-au jignit. Ce milă mi-e de dânsul, cât de rău l-a trătat, l-a pucat și plânsul pe bietul om îndat. Acum e iar în stradă și caută cu dor pe tine să te vadă, a lui vindecător. Iisus, auzind aceasta, pe om a căutat, îl ridică din tină și blând l-a alinat. Crezi tu, iubit sărmane, în Fiul lui Dumnezeu? Și cine e, Doamne, ca în el să credă și eu? L-ai și văzut și iată, cel ce vorbește acum, trimis este de Tatăl, te-a vindecat, îți spun. Cred, Doamne, la picioare eu cad umil și slab, de marea vindecare îți mulțumesc cu drag. Mulțumim, Doamne, de ta vedere, că ne-ai lămurit din cuvântul ce dă mană, că inima ne-ai hrănit. Mulțumim pentru lumina ce ne dai prin Duhul Sfânt, harul tău și îndurarea revărsate din cuvânt. Mulțumim de toate, Doamne, tu ești bun mereu cu noi, fă-ne să-ți urmăm pe cale cu pas hotărât vioi. Ca să ne vedem odată, sus în veșnica lumină, să fim în tine și în Tatăl, în iubirea ta divină. Amin.